Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Vă propunem astăzi o ediție în care vom discuta despre joc, joacă și jucării cu suflet. Invitata mea este o tânără de doar 16 ani, se numește Andreea Petrune, vine de la Lespeți și ne va povesti despre o idee pe care a îndrăznit să o transforme într-un proiect de suflet, care se centrează pe ideea de copilărie, de bucurie, de jovialitate și de jucărie. Bine ai venit la Dialoguri Esențiale! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Mă bucur să mă aflu aici! Și noi ne bucurăm pentru că, iată, prin prezența ta, astăzi avem ocazia să reflectăm la ceea ce ne definește ca oameni, sensibilitatea, pentru că proiectul tău se bazează în primul rând, cred eu, pe această caracteristică. Creezi jucării. Da. De când faci acest lucru? De anul trecut, din mai, am început printr-o idee spontană. De fapt, croșetez de mult mai mult timp din urmă, dar acest proiect l-am început de anul trecut. Ok. Jucăriile tale capătă formă prin acest meșteșug al croșetatului. Da. Când ai învățat tu să croșetezi? Când eram foarte mică, cred că aveam vreo 8 ani. Și cine a fost meșterul care te-a inițiat? Bunica m-a învățat. Mm-hmm. A avut răbdare, foarte mult răbdare cu mine. Ok. E un meșteșug greu? Ce presupune asta? Nu e foarte greu. Adică, din perspectiva mea, nu este greu deloc. L-ai dobândit foarte ușor, repede. Foarte repede, da. Mai ales că, în general, ceea ce învățăm de la bunici, suntem motivați să deprindem cu mult drag, pentru că bunicii au o afecțiune deosebită pentru nepoții lor și lecția în sine nu e chiar o lecție, cred că tot în joacă te-ai apucat. Da, tot în joacă. Da. Bun. De ce jucării? Bunica croșetează tot jucării? Nu. Bunica mea face flori foarte mult. Cred că pasiunea ei se bazează doar pe flori, uh-huh, și pe haine, dar mai rar. Pentru că acele necesită un timp mai îndelungat în lucru și florile un timp mai scurt. Și atunci se bazează mai mult pe flori, toate florile posibile. Uh-huh. Uh-huh. Jucările le-am început așa dintr-o idee spontană. Mi-a venit așa pur și simplu, pentru că fac și flori, dar foarte rar, pentru că nu știu dacă mă pricep atât de bine să le dau contur așa cum face bunica mea. Uh-huh. Și atunci ea se pricepe mai mult la asta și eu mai mult pe jucării. Ok. Mai ții minte care a fost prima jucărie pe care ai creat-o? Da. Dacă nu greșesc, a fost o jucărie cam de mărimea a două brelocuri. Așa. Cred că era dublă și era pentru surioara mea. Am vrut să o aștept cu o jucărie după ce s-a născut, e fiind foarte mică. Nu mai știu ce nume i-a pus, dar știu că avea o rochiță roșie. Era un fel de ursuleț, iepuraș, ceva. O mai are și astăzi? Da, o are și azi. O păstrează cu siguranță cu mult drag, pentru că, exact cum spui tu, este primul dar pe care l-a primit. Cu atât mai mult a venit din partea surioarei mai mari. Cum se întâmplă, cum ajung jucăriile tale la oamenii care au nevoie de ele? Prin pagina de Facebook, Jucării cu Suflet, cea de Instagram uneori, cea de TikTok, uh-huh, mai nou. Uh-huh. Creezi jucăriile și le pui la dispoziția doritorilor sau concepe aceste jucării în funcție de ceea ce ți se solicită? Și așa, în urma și așa. Unei comenzi. Și așa, și așa. Acestea sunt disponibile și le postez, uh-huh, și indiferent unde, încerc să le promovez cât mai mult. Dar dacă un client vine și îmi spune vreau și eu o jucărie în formă de sau care să reprezinte personajul respectiv, pot să fac și lucrul orice ăsta. Orice fel de jucărie. Da. Ce ai confecționat cel mai mult? Este un personaj sau o jucărie pe care ai creat-o în mai multe exemplare pentru că a avut o cerere deosebită din partea celor care... Da, cred că ursuleții cel mai ursuleții, mult. Ursuleții, da. Ori cu inimioare, ori simpli, ori cu mesaj. Și ca mărime, cea mai mare jucărie, ce dimensiune a avut?
45 de centimetri. Cred că 45 sau 50, cam așa, da. Ce înseamnă ca timp de lucru realizarea unei jucării de asemenea dimensiuni? Cât necesită, durează? Necesită mult timp, dar depinde și de modelul ales. Adică la o jucărie se poate sta chiar și o zi întreagă, uh-huh, sau doar câteva ore. Am stat și 2-3 ore și am finalizat-o, am stat și o zi întreagă și am finalizat-o. Depinde și de timpul liber pe care l-am. Asta vreau să știu. Cum aloci timpul acestei pasiuni? Bănuiesc că a devenit o pasiune, da, pentru a tine, te-a prins activitatea, da, aceasta. A reușit bunica să transfere pasiunea dumneaei, da, către tine. Cum faci? Lucrezi în fiecare zi un anumit interval de timp sau aștepți să ai timp liber ca să te ocupi de așa ceva? Nu am timp liber în fiecare zi ca să îl dedic pasiunii mele, dar dacă am o comandă, atunci trebuie să-mi fac timp. Uh-huh. Îmi fac temele, învăț, nu știu, mă trezesc mai devreme, stau mai până târziu, fac cumva și trebuie să-mi fac timp și pentru asta. Ai avut posibilitatea de a adresa celor interesați de a achiziționa produsele tale și în alte contexte decât pagina de Facebook, știu, da, eu, în activități publice cu participarea mai multor oameni? Da, au fost târguri la care am participat, uh-huh, am aflat de primul târg printr-o colegă. A fost târgul Fest Dovleac, organizat de organizația Club Impact Special. Uh-huh. Aici, la noi în oraș. Da, aici, în Deal. Și am fost cu primele jucării pe care le-am făcut. Prima serie. Da, uh-huh, erau foarte multe. Atunci eram chiar la început, cam așa. Și nu prea mă promovam cum trebuie pe paginile de socializare. Uh-huh. Și s-au adunat mai multe jucării și am avut cu ce merge. Atunci a fost startul în ceea ce privește promovarea, da, proiectului tău, da? Te-a și consiliat cineva sau ai înțeles tu că lucrurile pot fi făcute și altfel în privința asta, a promovării? Da, am avut și persoane care m-au sfătuit chiar acolo. Am întâlnit niște oameni care se pricepeau mai bine la promovare, mai ales în mediul online, pentru că ei lucrau de mai mult timp cu astfel de mini-afaceri. Se pricepeau mai bine și m-au învățat și pe mine. Înțeleg că în orașul nostru sunt mai mulți tineri de vârsta ta, da, care dezvoltă astfel de proiecte de și antreprenoriat, aș, da, spune eu. Pe lângă partea aceasta artistică, da, creativă, e vorba și de relaționarea cu clienții, iar asta înseamnă antreprenoriat până la urmă, da, pentru că mai și câștigi câte ceva din ceea ce faci tu. Și mi se pare uimitor faptul că tinerii zilelor noastre au curajul de a iniția astfel de proiecte la vârste fragede, fără să fie avut înainte, știu eu, experiențe de formare pe segmentul acesta, care se numește antreprenoriat. Tu n-ai vrut de la început să creezi jucării pentru a le vinde, ci nu, pentru a le dărui, pentru a face, da, daruri celor apropiați. Da? Ideea de a pune serviciul tău la dispoziția publicului, când s-a cristalizat? După o perioadă în care ai avut cereri sau cum ți-a venit ideea asta? Nu, am fost inspirată de o colegă care are și ea o pagină de Facebook. Creează și ea ceva? Da, aranjamente florale. Foarte frumos. Din flori de săpun, uh-huh, și foarte frumoase și ale ei. Și eram într-o zi la o oră de sport în care nu făceam nimic. Și stăteam cu... Nu că nu făceam nimic, eu nu făceam nimic. Și stăteam cu colega respectivă, vorbeam și îmi povestea. Și eram fascinată de cum postează ea și îmi plăcea acolo să văd descrierea, culorile, tot, uh-huh, pozele pe care le posta. Eram aproape cu sufletul la gură când postează Alexia, stau să văd. Și m-a sfătuit, zice, fată, dar începe și tu, faci ceva, faci și tu ceva până la urmă. Și a zis că fac și eu ceva, vreau și eu să fac ca tine, dar nu știu ce. Și a zis că, nu știu, la ce te pricepi tu? Zic, gata, fac jucării croșetate. Uh-huh. Și atunci a fost o idee spontană, am ajuns acasă, i-am zis, mame, ce vreau să fac. Și m-a susținut din prima. Și am dat comandă imediat de ațe, am făcut pagina în seara respectivă, și făcut pagina de Facebook, am pus prima postare cu jucăriile pe care le aveam
dinainte, făcute așa, de plictiseală, din... Deci pentru tine înțeleg că a crea această jucării e și un mod de a te relaxa, e ceva care te caracterizează, care ține strict de persoana ta. Da. Ai în vedere pentru viitor să transformi pasiunea aceasta de acum, activitatea aceasta, în altceva, într-un proiect mai cuprinzător, mai mare? Poate dacă o să am ocazia, da, dar îmi place și la nivelul la care am ajuns acum. Sunt mulțumită de ce am realizat până acum și dacă e să rămână doar atât, sunt foarte mulțumită și de atât. Am înțeles. Cum îți construiește macheta sau modelul jucăriei pe care o creezi? Pur și simplu se construiește ea de la sine, lucrând? Da, depinde. Sau îți creezi un model, îl desenezi, îți stabilești un mod de a aborda construcția lui? Sincer, am încercat să desenez întâi, înainte să croșetez, dar nu, n-a mers. Așa. Croșetez întâi capul, cred. Adică se poate începe de oriunde, sincer. Eu încep mereu cu capul. Bunica mea zice să încep cu picioarele, dar eu nu vreau. Încep mereu cu capul, apoi îl leg capul de corp și pun piciorușele și mânuțele, atât. Am înțeles. Înăuntru, jucăriile tale... Pun vatelină. Ok. Deci nu materialul din care croșetezi e doar la suprafață. Da. În interior, forma jucăriei, practic, e dată de altfel de materiale. Da. Sunt costisitoare materialele pe care le folosești? Da, să zicem că da. Depinde. Pentru că de sunt unde rezistente. Da. Cât rezistă în timp o jucărie? Rezistă. Creată de tine? Rezistă foarte mult timp. Astăzi copiii, am văzut, cei mai mici iubesc foarte mult plușurile. Da. Da? Prin ce sunt diferite jucăriile tale față de ceea ce găsim de obicei în magazine? Pot realiza un model anume, pot pune un mesaj oriunde pe jucărie, în orice fel, chiar și pe inimioară. Adică dacă un părinte dorește pentru un botez sau pentru ziua de naștere a copilului să fie scris te iubesc sau numele copilului, pot face asta. Și consider că prin asta sunt diferite, plus că sunt lucrate manual, adică dacă ceva nu este bine și trimit poza clientului și clientul îmi spune că nu îi place o anumită parte din jucărie, pot să modific. Am înțeles. Deci sunt jucării care cumva reflectă afecțiunea celui care o oferă și totodată afecțiunea ta, pentru că jucăriile tale sunt cu suflet, nu? Da. Față de cele pe care le găsim pe rafturile magazinelor și în timp sunt foarte rezistente pentru că materialele pe care le utilizez au această calitate. Care sunt reacțiile pe care le vezi la cei mici atunci când părinții le cumpără jucării de la tine? Sau care a fost cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o tu atunci când ai oferit sau ai vândut o jucărie făcută de tine? Copiii se trag din mâinile părinților atunci când văd jucăriile, mai ales la târguri. Țipau, mami, vreau acolo, mami! Se trăgeau, se smulceau din părinți, din brațe, veneau, se uitau, chiar dacă nu luau nimic, măcar aveau acea satisfacție de a pune mâna, de a le lua în brațe și îi lăsam, bineînțeles. Nu-i nicio problemă dacă un copil vine și strânge jucăria în brațe, nu o afectează cu nimic. Ok. Te-ai gândit să atragi în această activitate colegi, prietene ale tale pentru a descoperi și ele acest meșteșug? Da, m-am gândit să o învăț pe prietena mea cea mai bună, dar a avut răbdare, a făcut un omuleț de zăpadă, era în perioada Crăciunului când am învățat-o. I-a plăcut, a zis că mai încearcă, dar nu am reușit deocamdată să o duc la un alt nivel. Dar dacă va mai vrea și ea, cu siguranță am să o învăț mai departe. Aminteai mai devreme că poți crea astfel de produse și pentru diverse evenimente, da? Pentru botezuri și ai avut astfel de comenzi? Nu, deocamdată nu. Comenzile sunt de obicei individuale, da? Da. Nu ai primit comenzi, știu eu, pentru o jucărie multiplicată în mai multe exemplare. Nu. Dar ar ieși la fel? Dacă am avea nevoie, nu știu, de 15 jucării pentru copii, pe un anumit tip de model, da. Fiecare jucărie ar fi în felul ei sau ai reușit să
aș sau faci identică? Da, aș reuși să le fac la fel, doar că probabil ar fi unele mici detalii care posibil să sunt posibile. Ar fi posibil să difere una față de cealaltă, dar nu foarte mult. În general sunt aproape identice. Se cer jucării personalizate astăzi, da? Într-o măsură mai mare decât jucăriile obișnuite, pentru că asta, după cum spuneam, reprezintă o modalitate de a arăta celui căruia îi oferi jucăria că ești implicat în actul acesta și că omul respectiv înseamnă ceva pentru tine. Da. Bun. Care ar fi, nu știu, nivelul de realizare a acestui proiect pe care tu l-ai considera un succes? Unde ar trebui să ajungă proiectul acesta ca să-ți poți spune tu ție așa în sinea ta, a fost o idee de succes? Eu deja o consider o idee de succes. Așa. Pentru că când am început, nu îmi imaginam că o să mă cheme cineva la un târg sau că o să am ocazia de a mă promova mai departe. Deci, pentru mine deja este un succes. Cum am mai spus, dacă aș rămâne așa, sunt foarte mulțumită și de ce a realizat până acum. Foarte frumos, dar mă întreb ce înseamnă pentru tinerii de astăzi succesul? La mine nu este neapărat să se cumpere ceva. Așa. La mine e necesar ca lumea să vadă, să aprecieze și să îmi dea un comentariu, să zică, wow, ce frumos e, să mă întrebe diferite chestii. Nu e neapărat că să am comenzi săptămânale, lunare sau... Am înțeles. Ceea ce te-ar motiva pe tine să rămâi activă în cadrul proiectului acesta este mai degrabă feedback-ul pozitiv și interesul celor din jur. Nu-ți dorești ca activitatea ta, știu eu, să fie cunoscută la nivel național, să se știe că o fetiță de la Lespes creează un concept de jucărie nou, da? Nu te-ai gândit la un obiectiv atât de înalt? Nu m-am gândit. Deocamdată nu m-am gândit, dar dacă ar fi posibilitatea, dacă aș avea ocazia, eu consider că este o ocazie binevenită. În acest moment ești la liceu, da? Te pregătești pentru o carieră în ce domeniu? Are legătură cu ceea ce faci tu acum, ceea ce îți dorești să faci în viitor? Nu are nicio legătură, pentru că nu am ales încă un anumit domeniu. Sunt prinsă între două posibilități. Aș dori ori să merg pe facultatea de drept, ori să merg pe cea de psihologie. Ai modele și te-ai gândit să te orientezi în aceste două direcții pentru a continua, știu eu, pasiunea pentru aceste domenii a părinților tăi sau unor persoane pe care le cunoști și le apreciezi, sau pur și simplu ai simțit că aici ești tu potrivită? Da, așa am simțit eu, nu am vreun model după care m-am luat. De ce psihologie? Îmi place să ascult oamenii și de obicei prietena mea, prietenii mei vin la mine și îmi povestesc situațiile și eu stau să-i ascult, îmi place să-i ascult și nu știu dar neapărat dacă sunt bună la dat sfaturi sau să-i sfătuiesc cu ceva bun, doar le spun, uite, nu te mai gândi, nu te mai enerva, lasă că trece. Bun. Mi se pare minunat faptul că deja la vârsta pe care o ai, ai înțeles că oamenii au nevoie de alți oameni pentru a-și redobândi uneori confortul pe care l-au pierdut din diverse motive sau pur și simplu pentru a se simți valoroși și valorizați. Tu ești, mi se pare, în primul rând un tânăr foarte altruist, cu disponibilitate către a crea mai mult bine celorlalți și din acest bine, practic, te hrănești tu. Starea ta de bine se naște din acțiunile pe care le faci, prin care smulge zâmbete de la cei din jurul tău. Te felicit pentru felul în care ai crescut, atât și pe părinții tăi implicit, pentru felul în care te-au crescut cu această disponibilitate către a crea frumos în jurul tău și în lume. Cum privesc părinții tăi, familia ta, proiectul de care te ocupi tu? Care este aportul dumnealor la ceea ce ai realizat până acum? Mă susțin. Toți membrii familiei mă susțin cu vorbe bune,
apreciere în mediul online, comentarii foarte mult, mai ales bunica care este din același domeniu, e foarte implicată. Cum fac o jucărie nouă, eu arăt. Bunica are și ea pagină de Facebook? Nu, are cea personală, doar atât. Am înțeles. Le postează acolo, doar atât. Și se laudă și e bucuroasă de faptul că da. Una dintre nepoate, iată, împărtășește aceeași pasiune. Lucrați și împreună? Da. Când ne întâlnim, lucrăm împreună, încearcă să se bage în jucăriile tale, da. Creațiile tale. Da, încearcă să... Hai că te ajut eu la piciorușul ăsta, hai că faci tu mânuța, eu fac altceva. Și mai spun, învață-mă și pe mine să fac flori, că vreau și eu să fac. Încerc, nu-mi ies, iar încerc. Da, ar fi interesant pe viitor să aflăm că ai început să creezi jucării din flori. Adică motivele florale să le ansamblezi da. În așa fel încât, nu știu, să o ținem la sfârșit pe Mini, pe Mickey, pe știu eu ce altă personaje. În general, ți se cer doar personaje din desenele animate sau ai avut și comenzi mai diferite? Am avut, da, și comenzi mai diferite. Un raton am avut, e cea mai recentă. A trebuit să o fac și pe Mașa, din, nu știu dacă știți desenul animat, Mașa și Ursul. În general, da, personaje mai mult decât altfel de jucării. În general, copiii își doresc să scoată cumva din televizor personajele preferate și dacă le pot oferi asta, am zis de ce nu. Da, era curioasă să aflăm de la tine cum vezi tu astăzi relația copiilor cu jucăriile, pentru că ești creator de jucării și cred că ai avut posibilitatea să observi manifestările lor. Trăim în era digitală și da. Majoritatea copiilor sunt atrași de ceea ce înseamnă jocurile electronice. Eram curioasă dacă mai dau atenție jucăriilor, dacă sunt interesați de ele sau, nu știu, le consider niște obiecte fără importanță. Cum ai simțit tu? Sunt și copii care se mai joacă, sunt și copii care apreciază mai mult telefonul sau tableta sau calculatorul, în general mediul online, jocurile pe calculator. Dar din câte am vândut până acum, am observat că mai sunt și copii care chiar apreciază și se joacă mai mult cu plușurile, cu... Mai ales că de o astfel de jucărie te atașezi ca de un prieten. Da. Am văzut copii care, primind o jucărie din partea unei persoane dragi, la o vârstă fragedă, au păstrat-o până ce au trecut de vârsta maturității, chiar la modul de a o purta cu ei în diverse locuri, la grădiniță sau, știu da. Eu, chiar la școală, în prima zi de școală, au luat-o în găzdanel acolo, pentru că s-au simțit în mai multă siguranță păstrând jucăria cu ei. Iată că ceea ce faci tu... Cred că răspunde și unei nevoi a copiilor de astăzi, nevoia de afecțiune. De da. Afecțiune manifestată și prin transferul acesta de obiecte dinspre persoanele la care țin către ei. Mai ales sunt copiii ai căror părinți lucrează în străinătate da. Și atunci ei chiar au nevoie de un obiect care să înlocuiască prezența părintelui și asupra căruia se transferă tot atașamentul și toată afecțiunea lor. Da. Deci, într-un fel sau altul, răspunzi multor nevoi da. Ale copiilor de astăzi și asta cred că te face și un psiholog bun. Mulțumesc! Sau te va ajuta să fii în viitor un psiholog bun, pentru că dacă îl simți pe om, îl poți ajuta. Dacă nu ești suficient de empatic cu starea lui și cu nevoia lui, este mai greu să ajungi la sufletul lui. Ne vom opri acum pentru foarte scurtă pauză de publicitate. Stimați telespectatori, rămâneți alături de noi. Continuăm povestea despre jucăriile cu suflet și despre efectul lor în viața celor care le primesc după o foarte scurtă pauză.
Suntem din nou alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă reamintim faptul că astăzi am pătruns mai adânc în ceea ce înseamnă Universul Copilăriei. Discutăm despre jucării, despre tineri care au curajul de a transforma într-o realitate o idee spontană sau un vis care are legătură, în cazul de față, cu crearea de jucării pentru cei mai mici din lumea noastră, da, umană, pentru copilași. Invitata noastră este Andreea Petrune. Da, am zis bine de data asta. Vine de la Lespes și este înconjurată astăzi în platoul nostru de jucăriile pe care le creează. Ne-a povestit în prima parte a întâlnirii noastre despre modul în care s-a născut proiectul Jucării cu Suflet și care sunt efectele acestor produse atunci când ajung la micii consumatori. În prima parte a discuției noastre, Andreea a amintit faptul că antrenezi mare parte a familiei tale în proiectul tău, că primești sprijin din partea părinților tăi și a bunicilor tăi. Mă întreb dacă în perioada care urmează acest proiect ar putea să devină o afacere de familie, de exemplu. Adică un business al familiei tale. Dacă ai putea transforma treaba aceasta, dacă ar fi interes în cadrul familiei tale pentru a transforma proiectul acesta într-o sursă de venit constant pentru întreaga familie. Nu știu dacă ar putea crește acest venit, pentru că nu sunt comenzi la jucării atât de dese. Sunt proiecte astăzi, proiecte cu bani europeni care se pot concretiza, nu știu, ai putea, de exemplu, realiza o mini-fabricuță care să propună pe piață jucării personalizate întru totul, nu doar ca formă, ci și ca mesaj, după cum spuneai mai devreme. Și mă întrebam dacă ați gândit un asemenea demers, atâta timp cât tu și membrii familiei tale sunteți foarte atașați de acțiunea aceasta, activitatea aceasta. Nu ne-am gândit să-l transformăm într-un proiect de familie. Ok. În rândul prietenilor tăi nu sunt curioși, spuneai că doar o prietenă de-a ta mai desfășoară astfel de acțiuni. Mă întreb dacă sacrifici timp din ceea ce ai putea oferi prietenilor tăi și activităților specifice vârstei tale pentru a te ocupa de visul acesta. Nu neapărat, nu cred că sacrific timp. Pentru că a început din prea mult timp liber. Am înțeles, e interesant. Și atunci, da, pentru că îmi terminam tot ce aveam de făcut și atunci nu mai aveam nimic de făcut. De obicei, tinerii se plâng de lipsă de timp, mai ales cei de vârstă școlară, așa cum se întâmplă și asta. Iar faptul că tu spui că ai găsit timp liber ca să-ți dezvolți o asemenea pasiune este foarte interesant. Înseamnă că soluția stă într-o mai bună organizare a timpului sau în o selecție mai atentă a ceea ce putem face cu timpul liber. Care e cheia succesului în cazul tău? Cred că trebuie să știi cum să-ți organizezi timpul și activitățile pe care le ai de desfășurat. Dacă ai un program mai încărcat, ar trebui să îți faci ca un program. Să știi, de la ora asta la ora asta, încerc să termin asta și mă concentrez doar pe lucrul acela ca să-l pot duce la bun sfârșit. Mm-hmm. Și dacă ne concentrăm pe acel lucru, chiar reușim să-l ducem la bun sfârșit. Nu obișnuiești să faci mai multe lucruri în paralel, înțeleg. Ba da. Repet la istorie în timp ce croșetez, repet la bio în timp ce croșetez. Foarte interesant. Deci îmbini, practic, această Îmi pun caietul, cu ceea ce ai tu de făcut ca școlar. Dacă îmi pun caietul în față și văd ce scrie, mai croșetez, mai mă uit, mai... Iată o soluție, o modalitate care ne crește cumva eficiența. Putem face și ceea ce stă în obligațiile noastre să facem, dar și ceea ce ne cultivă spiritual și ne crește pe noi din punctul acesta de vedere.
Și starea de bine contează. Trebuie să ne placă ceea ce facem și atunci îi găsim loc peste tot în activitățile noastre. Pentru generația tânără, modelele de succes, oamenii care reușesc, sunt un reper în realizările lor, în orientarea lor profesională. Tu nu ai un model de acest fel, ne spuneai mai devreme, îți construiești unul propriu. Da. Da. Eram curioasă dacă în ceea ce privește proiectul acesta, pentru următorii 3 ani te gândești să-l dezvolți sau ai putea înlocui această pasiune cu alte pasiuni pe care le ai în momentul de față? Nu cred că aș vrea să o înlocuiesc cu ceva, probabil aș vrea să dezvolt, adică să fac și alte lucruri manuale pe lângă jucării, tot din croșet, poate flori, poate... Implică foarte multă creativitate ceea ce faci tu și de obicei oamenii care au inclinație artistică pot să acopere mai multe modalități de exprimare, de expresie artistică. Pot și picta, pot, știu eu, realiza și altfel de produse. Nu ai de gând să renunți la jucării pentru a transfera această idee într-o altă formă. Dar de pictat pictez, de exemplu? Nu pictez, dar desenez. Și nu știu, dar nu pot să zic dacă mă pricep atât de bine la desen, dar îmi place destul de mult. Și când mai am măcar o oră de timp în care nu am nicio comandă sau nimic de făcut, pot să-mi permit să mai desenez ceva. Fără să faci alte sacrificii. Fără. E important de subliniat acest aspect pentru că modelele de reușită, acelea către care tind tinerii de astăzi, oamenii care au dus, știu, la un nivel superior o anumită preocupare, au vorbit adesea și o spun destul de frecvent că au fost nevoiți să sacrifice, știu eu, timpul petrecut cu cei dragi sau alte activități la care au ținut pentru a-și realiza la un nivel suficient de mulțumitor gândul inițial, proiectul inițial. Tu spui că nu e nevoie de sacrificii, vii iată cu o altă perspectivă mult mai încurajatoare. Da, fiecare are perspectiva lui. Am auzit și într-adevăr de tineri care sacrifică timpul liber pentru asta. Probabil și alte activități care necesită, din nou, mult mai mult timp pentru a realiza ca un tablou pictat. Presupun că durează mai mult, chiar dacă nu sunt în domeniu, nu știu cât durează un tablou să-l pictez, dar presupun că durează mult. Așa că... Ca și la jucăriile tale, cele mai mici durează mai puțin, cele mai mari... Și apoi ține și de experiența pe care ai căpătat-o în timp. Bănuiesc că inițial ursulețul din mâna ta ți-ar fi luat poate o zi întreagă să-l realizezi, astăzi mult mai puțin. Da, pentru că exercițiul de obicei ne face mai îndemânatici și unele lucruri devin automatisme. Da. Cert este că astăzi am cunoscut o tânără foarte îndemânatică, o tânără foarte realistă, nu mi se pare a fi foarte visătoare. Nu proiectezi asupra pasiunii tale, știu eu, o imagine așa idilică, ci dimpotrivă, ești foarte realistă, ești foarte mulțumită cu ceea ce ai realizat până acum. Vii cu un model de atitudine foarte plăcut și te felicităm. Mulțumesc. Pentru asta. Îți dorim ca proiectul tău să se dezvolte atât cât îți dorești tu și familia ta și mesajele tale de suflet și bucuria pe care îți dorești să o trimiți celorlalți prin această bucurie să fie trăită la cote semnificative de fiecare dată. Îți mulțumim pentru că ne-ai lăsat să te cunoaștem, pentru că ne-ai încredințat gândurile tale și planurile tale legate de acest proiect și cu tot ceea ce îți propui tu pe viitor îți dorim mult succes. Mulțumesc frumos și eu pentru invitație și că am fost alături de dumneavoastră. Sperăm ca experiența de astăzi să fi fost una plăcută pentru tine. Da. Nu e o joacă, dar putem trăi și emoții fericite, iată, în lucruri mult mai serioase. Stimați telespectatori, mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această după-amiază. Sperăm să fi avut prilejul de a alerga așa în pași grăbiți către momentele fericite din copilăria dumneavoastră și ați avut totodată ocazia să
realizați că a oferi din suflet înseamnă a aduce bucurie, iar în orașul nostru există, iată, tineri care ne îndeamnă să facem astfel de gesturi, punându-se la dispoziția noastră cu creativitatea lor și cu dorința lor de a răspândi în jur bine și frumos. Până la întâlnirea de săptămâna viitoare, vă doresc toate bune tuturor!